Apa înseamnă viață, iar lipsa acesteia din organismul nostru poate aduce efecte adverse și nedorite. Aici ne putem aminti de dureri de cap, stări de oboseală, retenție de apă, umflături și multe alte afecțiuni, care nu ar trebui neglijate de-a lungul timpului. Fiecare dintre noi are o viață plină, zi de zi ne confruntăm cu trafic, multe probleme la job, probleme personale, etc. Din cauza acestor factori care își fac apariția fără ca noi să îi premedităm, uităm să bem apă. Studiile au arătat că hidratarea este esențială pentru un ritm sănătos de funcționare al organismului. Corpul uman este format din 60-70% apă. Ne gândim mereu că avem nevoie de mâncare ca să supraviețuim, însă, fără să știm, organismul își procură hrană din apă. Putem trăi până la o lună fără mâncare, însă nici o săptămână fără apă. Închipuiți-vă cum ar arăta globul pământesc fără oceane, mări, lacuri, fără verdeață. Da, ar arăta uscat, așa ar arăta și corpul nostru. Cum să bei mai multă apă? Ca să vă fie mai ușor să vă disciplinați în acest sens, iată câteva sfaturi și trucuri utile din partea specialistului. Un pahar cu apă dimineața pe stomacul gol ajută la curățarea colonului și la pregătirea acestuia pentru următoarea zi. Un pahar cu apă înainte de orice masă, dar să respectăm un timp de jumătate de oră, ajută la digestie, iar cantitativ vorbind, vom mânca mai puțin. Un pahar cu apă în loc de orice ronțăială nevinovată, așa ne vom autoeduca în a reduce nevoia constantă de a gusta puțin din câte ceva. Un pahar cu apă oricând ne este sete, cafeaua, sucul și alte înlocuitoare lichide nu vor face altceva decât să inhibe organismul în a se hidrata.